La categoria minus 75 de kilograme luptă pe reguli de kickboxing în colțul albastru de la Alex Moraru Fight București, Bucur Claudiu! Claudiu Bucur de la Alex Moraru Fight București luptă în co-main eventul galei. Categoria este 75 de kilograme, 19 ani, 1,80 m înălțime, dreptaci este Claudiu Bucur, antrenat de Alex Moraru. Adversarul lui Claudiu Bucur din București este reprezentantul gazdelor Andrei Varga de la Grand MMA Satu Mare, 17 ani, 1,75 m înălțime, face arte marțiale din 2018. Las la o parte orice stas, pun cap compas, gata de extras, în orice moment din mânecă un as. Suntem tot noi, următorul pas, suntem tot noi, următorul pas. Cu părul lung, scurt, cu capul ras, de la București, Craiova, Timișoara, Iași, 15 ani, multe au fost de tras, fiecare a fost la rândul lui, următorul pas. Am crescut când era tot un impas, când vedeai odată la Dreanul ananas. Nu se mai citește teama în glas, nu vrea se mai bea, ce veni el fals. 004 nu ne-a mai rămas. Primul meci cu centura pe masă, categoria 75 de kilograme, kickbox. 5 reprize de 2 minute, Claudiu Bucur de la Alex Moraru Fight București și Andrei Varga la Grand MMA Satu Mare. A roșu este sădmăreanul, bucureșteanul Manuș Albastre. Prima centură pusă în joc, Ultimate Fighting Tournament 10 din Satul Mare. A început meciul. Are multe pe picioare pentru bucureștean, răspunde cu tehnici de braț sădmăreanul. O serie bună, croșeu și directă de dreapta a lui Andrei Varga.
Face pasul în lateral, Bucur. I-a ieșit și mai bine tehnicile de braț lui Andrei Varga. Pune presiune pe Claudiu Bucur. Aici s-a dezechilibrat singur Andrei Varga. Nu era cazul de o numărătoare. Mai sigur cu loviturile de braț este Sădmăreanul. Serie bună, un croșeu pe bărbie, croșeu de stânga. Loviturile de picior ale lui Claudiu Bucur nici nu țin adversarul la distanță. Abia acum o lovitură pe împingere în față, dar nici nu punctează prea mult, pe coapsă sau lovituri la cap. A fost o lovitură de antebraț din întoarcere. Este numărat Claudiu Bucur. El acuză o lovitură în ceafă. Și s-a încheiat prima repriză. A stat mult mai bine pe brațe Andrei Varga în această primă repriză. Nu s-au simțit loviturile de picior pe care le-a dat Claudiu Bucur. Cinci reprize de 2 minute. Centura UFT, categoria 75 de kilograme. Trebuie să schimbe un pic tactica Claudiu Bucur. Andrei Varga însă poate merge în același stil, să intre aproape, să lovească puternic cu tehnicile de braț. Cu cât mai multe, cu atât mai bine pentru el, îl pot găsi descoperit pe Claudiu Bucur. Hai să vedem ce se va întâmpla în repriza a doua. Main eventul galei Ultimate Fighting Tournament 10 din Satu Mare. A început repriza a doua, tot cu lovituri de picior ale bucureșteanului, dar date tot cam în același stil, prea sus pe coapsă. Serie bună a Sădmăreanului. Varga forțează, din nou trimis la podea, nu este numărat, însă vine față Varga, pune presiune pe adversar. Serie bună la cap. Bună, puternică lovitura pe coapsă dată de Andrei Varga, l-a dezechilibrat pe bucureștean. Nu lovește puternic Claudiu Bucur cu picioarele. Intenția n-a fost însă în distanță luptura de picior a lui Claudiu Bucur. Și încă o dată trimis la podea Claudiu Bucur. Numărat. Poate continua meciul. Forțează Andrei Varga. Și se aude gongul, nu.
A căzut proteza lui Claudiu Bucur. Forțează Andrei Varga. Bună directa și o încercare de lovitură spectaculoasă de picior. Se încheie repriza a doua, trece timpul repede, sunt doar două reprize pe rundă, două minute pe rundă. Vine tăvălug Andrei Varga, însă nu este numai atât, lovește bine pe brațe, iar în această repriză a doua ne-a arătat că știe să lovească bine și pe coapsă, mult mai puternic. Claudiu Bucur a dat multe lovituri pe coapsă, dar n-au fost nici puternice, nici bine plasate. Meciul se îndreaptă după două runde către un rezultat favorabil lui Andrei Varga, dar să vedem. 5 reprize de 2 minute, începe repriza a treia. Să vedem cât va putea să mai forțeze Andrei Varga, cât va rezista Claudiu Bucur, dacă va reuși să întoarcă soarta meciului. Acum ar fi cazul în repriza a treia. Nu este totul să încerci lovituri de picior, să fii tehnic cu aceste procede. Dacă nu lovești cum trebuie, dacă nu lovești puternic, să-ți pui în dificultate adversarul, degeaba dai din picioare. Dacă nu intri în distanța optimă de lovire, să descarci lovitura pe adversar. Încă o dată trimis la podea Claudiu Bucur. Și regula celor 3 knockdown-uri este aplicată de 3 ori numărat Claudiu Bucur. Andrei Varga câștigă în repriza a treia. Trebuie să vină și centura UFT la categoria 75 de kilograme, câștigată de sădmăreanul Andrei Varga. Andrei Varga, cel care este noul posesor al centurii promoției Ultimate Fighting Tournament, campionul de la categoria 75 de kilograme. Și ne pregătim de finala turneului piramidal de kickbox, Anton David Bogdan Slabu. După care urmează main eventul de la categoria plus 95 de kilograme, tot cu centura pe masă, Sebastian Lutanioc, Marius Munteanu. Mulțumesc tuturor că sunteți aici. Fără voi nu puteam să câștig. Cel mai mult mulțumesc antrenorilor, managerului și familiei. Am câștigat!